Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit. Încă o seară de vineri, încă un subiect gustos. Haideți să aflăm de câte ori mai mănâncă românii într-o zi. Pentru că, nu-i așa, între recomandările nutriționiștilor cu 3 mese și 2 gustări și moda postului intermitent cu o singură masă în zi sau maximum 2, ne-am cam pierdut reperele. Așa că vă adresez această întrebare și vouă, dragi ascultători. Voi de câte ori mâncați într-o zi? La 0372069599 vă aștept să intrați în direct și să stăm de vorbă, să dezbatem subiectul. Am să încep eu cu mărturisirea. Eu nu mănânc decât de 2 ori în zi și am făcut asta dinainte să apară postul intermitent ca și noțiune. Niciodată n-am mâncat micul dejun, nu sunt o persoană matinală, nu mi-e foame dimineața și abia după prânz încep așa ușor, ușor să am primele semne de furnicături în stomac, deci trag cât pot de timp. Asta nu înseamnă că nu beau o cafea și încă o cafea și încă o cafea cu lapte. Cu apa nu prea mă împac, însă laptele și cafeaua sunt lichidele mele de hidratare. Asta cu 2 mese mie mi priește și vă pot mărturisi că și noțiunea de masă ușor, ușor scade în timp, adică probabil că am ajuns ca la una dintre mese să mănânc ce alții numesc gustare. Bugetul nostru de calorii este ceva individual și ne place sau nu să recunoaștem, avem tăieri de buget mai mult și mai des decât ne place. La fiecare decadă de vârstă, la fiecare 10 ani care trec, mai trebuie să reducem încă 15-20% din cantitatea de mâncare, din numărul de calorii, doar ca să ne menținem silueta. Asta face îmbătrânirea, asta face trecerea timpului, asta face lenevirea metabolismului. Este un fenomen care este natural. Deci nu ne muirăm când îi vedem pe bunicii noștri că, eu știu, beau o cană de lapte și un colț de pâine seara, așa se numește masă. Seniorii chiar au probleme și din punct de vedere apetit, deci de multe ori și pofta de mâncare dispare. Însă mai grav pentru noi cei mâncăcioși este cum facem să împăcăm pofta de mâncare cu numărul de mese, pentru că și asta trebuie să vă spun. Am fost proiectați de natură să putem mânca non-stop. Aș spune, dacă avem mâncare în jurul nostru, nu mai contează că mâncăm de 5 ori pe zi, de 10 ori ronță în continuu. Este o chestiune teribilă cu care ne confruntăm. Degeaba am fost noi proiectați să supraviețuim mâncând, pentru că acum avem prea multă mâncare și, din păcate, ne îngrășăm. Nu știm să rezistăm prezenței mâncării. Așa că asta e, într-o seară de vineri, la început de weekend, dar trebuie să vă dau și veștile astea. Dacă nu facem ordine și nu ne disciplinăm din punct de vedere ritm al meselor, să știți că nici măcar nu e nevoie de un efort, ne putem trezi mâncând, că e gustare, că e ronțăială, că e masă principală, de foarte multe ori într-o zi. Și silueta noastră are de suferit. Așa că haideți să dezbatem această problemă a frecvenței meselor, a numărului de mese dintr-o zi și să desființăm mitul cu 3 mese pe zi plus 2 gustări, pentru că, dragii mei, poate nu știați, ăsta este un program de alimentație la copii în creștere. Atât. Noi, ca adulți, nu avem nevoie de 3 mese plus 2 gustări, pentru că noi nu mai creștem decât poate în lățime. În înălțime nu mai creștem și atunci mai rar cu mesele, că asta înseamnă să fii matur. Avem deja un prim ascultător. Dan, tu de câte ori, bună seara, de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă reaud, am sunat și săptămâna trecută. Ce norocos ești! Smântână. Așa, da. Ia, deci numai că mănânci smântână, ia să vedem de câte ori mănânci într-o zi. Da, eu mănânc cam așa, de vreo 2 ori și o foarte
puțin seara, adică dacă intru în bucătărie trebuie să iau ceva, că așa suntem noi. Așa, exact despre asta vorbeam. În momentul în care mâncăm, vedem mâncarea, nu putem să-i rezistăm, deci cel mai sigur ar fi să nu intrăm în contact cu ea, pentru că atunci vom fi ispitiți. Să nu intrăm în bucătărie. Da, exact, să ocolim, să ocolim bucătăria. Am vrut să fiu disciplinat, să răspund la întrebare, dar așa. Totuși vreau să vă întreb eu acum pe dumneavoastră așa, te rog. Ceva. Oare cât o să rezistați? A, păi stai că... toate programele noastre, toate încercările noastre moderne, le dați peste le cap. Le dau peste cap, nu? Nu știu ce o să urmeze. Eu mi-aș dori să... Și eu mă bucur foarte mult de ceea ce aud. Mi-aș dori să fiți acolo cât mai mult și... Mi-aș dori ca mult să asculte, să învețe, că sunt lucruri foarte frumoase și cred că încurajatoare. Și în de sfârșit. bun simț, îți promit, da. Dan, că o să rezist. Nu de alta, dar am hotărât să trec de partea oamenilor, a consumatorilor și să le spun toate secretele medicale. Chiar dacă, să spun așa, stric piața, da, și am fost întotdeauna împotriva dietelor date pe foi de hârtie cu alimente permise și interzise și acestui program pe care eu îl consider de infantilizare, în care să pui omul să mănânce din 3 în 3 ore, să-i mai dai și niște alimente cântărite sau sofisticate și atunci singura preocupare a persoanei respective, ce preocupare, că deja devine obsesie, omul ăla săracul nu mai are viață, doar își calculează și își pregătește următoarea masă, când de fapt noi trebuie să fim exact în extrema cealaltă, să înțelegem că foamea este o senzație de care nu putem scăpa, noi suntem făcuți de natură să nu uităm de foame, că dacă am uitat de foame, efectiv am muri, da? Și atunci foamea este o senzație care vine și ne dă târcoale la fiecare 2-3 ore, indiferent că am mâncat sau nu. Așa că singura scăpare este să ne disciplinăm ca program, să ne întărim între ghilimele senzația de foame, adică precum facem cu mușchiul când mergem la sală, așa și senzația de foame trebuie întărită și să ajungem să mâncăm doar la o notă de 6-7 pe o scară de la 0 la 10, deci doar când foamea noastră este suficient de intensă cât să ajungă la nota 7. Noi altfel, pe programele acestea cu 3 mese și 2 gustări, ajungem să mâncăm la foame de nota 2-3 și este clar că este mult prea des și mult prea mult ca să mai putem și să slăbim. Deci chestiunea asta cu maturitatea alimentară n-a fost explicată, n-avem program de educație în școli apropo de nutriție și nici în familii nu mai sunt părinții cei care să-și îndemne copiii să se întrebe în momentul în care se așează la masă dacă le este foame și dacă răspunsul este da, care este nota pentru această senzație. Inclusiv noi ca adulți, și asta am văzut de multe ori când stau de vorbă, nici măcar nu pot să-i numesc pacienți cu oamenii, ei sunt, bucuroși să-mi spună ce mic dejun sănătos consumă în fiecare dimineață și când eu îi întreb de ce mâncați, văd pe fața lor stupefacția, pentru că nimeni nu-și pune problema de ce mănâncă dimineața, ci toată lumea o face pentru că trebuie. Este un fenomen pe care medicii, nutriționiștii l-au inventat, din păcate, și se numește mâncatul preventiv. Noi, ca și adulți, ajungem să mâncăm înainte să ne fie foame, de frică să nu ne fie foame. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, astea sunt adevărurile la capitolul nutriție. Ce înseamnă disciplină și curățenie în programul alimentar? Înseamnă să rămânem cu 3 mese principale și să avem grijă ca aceste mese să fie adaptate siluetei și consumului nostru energetic. Pentru că, din nou, îi aduc în discuție pe bărbați, am stat de vorbă cu un ascultător mai devreme, ei au un metabolism care consumă
consumă mai mult. Au la jumătate numărul de celule adipoase, de celule grase, au o reprezentare a masei musculare mai puternică și mușchii consumă calorii, grăsimea nu consumă calorii și atunci bărbații pot mânca mai mult. Așa că, dragele mele, în momentul în care stați cu soțul la masă și el mănâncă două feluri de mâncare, nu înseamnă că și voi trebuie să mâncați cot la cot cu el. Deci când ești femeie, trebuie porția să fie mai mică sau numărul de feluri mai mic. O ciorbă poate fi pentru o doamnă un fel de mâncare unic la o masă, o salată care să fie, eu știu, asortată și care să aibă și un pic de brânză sau de carne, poate să fie un fel de mâncare. O cafea cu lapte, cum vă spuneam, pentru mine toată viața a fost mic dejun. Deci nu doar numărul de mese, dar și ce numim masă trebuie un pic reetichetat și rediscutat. O avem alături de noi pe Cornelia. Cornelia, tu de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara! Bună seara, doamna Mihaela, bună seara tuturor! Am fost într-un program, așa cum v-am spus și săptămâna trecută, am fost într-un program al unei nutriționiste, trei mai pe zi cu două... Am înțeles! Așa. Ghinionul meu a fost, am avut trei operații în 11 luni. Oh. Am avut o rupt... deci o situație mai specială, da. N-ați mai putut face lucrurile final, după. Deci finalul a fost proteză pe sold. Am înțeles. În spital am fost obligată să mănânc trei mese pe zi. Se știe rația... Da. Acolo nu vă dă nimeni să vă îngrășați. Stați liniștită. Da, exact. Și da. Acolo mi-am educat organismul să mănânc doar atunci când îmi este foame. Oh, foarte, foarte frumoase învățături ați tras. Da, ghinionul meu a fost spre bine. Da, iată, câteodată avem nevoie de lucruri să ni se întâmple ca da, să... Da, am spus plecând de dimineață de acasă, ciugul un pic acolo, vorba dumneavoastră, o cafea, două ghicitori, mănânc la prânz, la servici, un sandwich, un suc, o legumă. Și asta principală, de fapt, și drept este seara. Bravo, Cornelia, te felicit pentru că... Un singur fel de mâncare, așa. Exact așa cum am spus săptămâna trecută, natural. Da, apropo de mâncatul seara, vreau să vă încurajez, foarte multe persoane sunt speriate de acest mâncat seara. Vreau să vă spun că e firesc ca seara să ne tihnească mai bine masa și să ne dorim mai mult să mâncăm. A trecut o zi, iată, și noi la sfârșitul ei, și din punct de vedere alimentar, dar și din punct de vedere emoțional, avem nevoie de această pauză, relaxare și stare de bine, iar mâncarea ne dă stare de bine. Și mâncatul seara, mai ales dacă ai fost înțelept și ți-ai păstrat buget caloric pentru masa de seară, cum spunea și Cornelia, să fie masa principală, atunci poți să te bucuri de respectiva masă fără să ai sentiment de vinovăție și fără, bineînțeles, să mănânci seara cât pentru cele trei mese pe care nu le-ai mâncat în timpul zilei. Deci mâncatul seara nu este o greșeală, ci din contră eu spun că are și rolul de a neutraliza toată oboseala, frustrarea și energia negativă de peste zi, mănânci mai liniștit pentru că, iată, s-a terminat cu munca, ești poate chiar într-un mediu care îți place și atunci și mâncarea respectivă ți pică bine. La capitolul, cum bine ne-a spus Cornelia, la capitolul cum să ne disciplinăm, să știți că de multe ori am dat acest exemplu, fie că ești într-un spital, ferească Dumnezeu, cum a fost dânsa, fie că ești la o cantină sau, eu știu, într-o tabără, unde cantitatea de mâncare nu mai este la libera ta alegere, da? Deci nu vorbim de all-inclusiv aici, ci de un program de masă care să fie limitat. Constatăm cu surprindere că atunci când ni se pune pe o tavă mâncarea respectivă, chiar dacă nouă inițial ni se pare puțină, în final ajungem să ne săturăm. Deci această autoeducare pe cantitate trebuie din nou practicată de fiecare persoană în parte. Faceți acest exercițiu, puneți-vă în castron, eu știu, două polonice de ciorbă, în farfurie, o farfurie de 20 de centimetri, cât dimensiunea palmelor, o porție de mâncare, așezați-vă la masă și spuneți-vă cu bunăvoință, da, nu cu amenințări, că asta este porția voastră și trebuie să vă săturați. Chiar dacă nu o să se întâmple lucrul ăsta la prima masă, credeți-mă,
cu un pic de răbdare, nu durează mai mult de o săptămână până când creierul nostru, capul nostru înțelege că aia ne este porția. Suntem exact precum cățelușii pe care știți foarte bine, îi hrănim de mai multe ori în zi când sunt puiuți, iar apoi când devin adulți, toată lumea știe, chiar dacă nu am întrebat și câinii n-au voce să ne răspundă, toată lumea știe că un câine matur mănâncă o dată în zi un castron de boabe seara. Ei bine, trecerea aceasta de la multe mese la una singură, categoric aduce frustrare în prima etapă, dar apoi și noi și animalul înțelegem că ăla este programul și trebuie să-l acceptăm. Deci, dragii mei, considerați-vă ca la un pension de bune maniere, propuneți-vă ca o săptămână să vă puneți mâncarea respectivă în farfurie, să vă așezați la masă și să vă semisăturați cu ea și o să constatați că după o săptămână de practică chiar vă săturați și este realizabil și decent. Deci ține de disciplină și de efortul nostru de zi cu zi, nu de interdicțiile medicilor nutriționiști. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Da, suntem românii și știți foarte bine, ne place mâncarea multă, deci chestiunea asta cu castronul, platoul pus în mijlocul mesei și reumplută farfuria nu este spre binele și siguranța siluetei noastre. E greu să reziști ispitelor alimentare și este greu să-ți consumi și să-ți testezi voința în lupta cu mâncarea. Cel mai simplu și mai sănătos, mai ales pentru psihicul nostru, este să nu o ai la îndemână, să nu te înconjori cu ea și atunci avem șanse să rezistăm. L-avem alături de noi pe George. George, tu de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara! Mâinile, cu tariul George de la Buzău, din satul Colțeni, Comuna Cozie. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu, sincer să vă spun, locuiesc la țară. Așa. Și eu nu știu ce e ăla, în primul rând, mic dejun, că vorbeați. Eu consum foarte multă și cred că aici, nu știu dacă ar fi o problemă, consum foarte multă carne, brânză și lapte. Așa e în gospodăria românului. Cred că nici bunica mea nu știa ce e la mic dejun. Nu greșiți cu nimic. Nu știu nici până acum. Am 29 de ani, stimată doamnă. Să fiți sănătos. N-ați greșit cu nimic. N-ați greșit cu nimic. Nu îmi place partea din comerț, salamuri, pentru că ce la mic dejun, un cașcaval, ceva, alea făcute în curtea săranului și cele mai sănătoase în ziua de azi. Sunteți norocos că aveți acces la lucrurile acestea, la mâncarea simplă și chiar am îndemnat întotdeauna oamenii să redevină rudimentari, adică cât mai puțin sofisticați, să mănânce mâncăruri și alimente care încă păstrează forma așa cum le-a făcut natura, gătitul să fie unul simplu, să punem diferite alimente la un loc în mâncarea gătită pentru că ele se combină și se potențează unele pe altele. Deci nu sunt de acord cu disocierile, nu sunt de acord cu alimentele exotice și scumpe. Putem mânca sănătos, culmea, fără să cheltuim bani mulți, pentru că întotdeauna o ciorbă și o tocăniță va însemna mâncare sănătoasă și când e gătită în casă, aia e cea mai sigură. O avem alături de noi pe Madi. Madi, tu de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara! Bună seara! Ne v-am găsit! Tot cam de două ori pe zi, ceea ce vreau să punctez este, așa cum ați spus și dumneavoastră, totul ține de disciplină, totul vine de la cap. Întotdeauna am spus că totul vine de la creier. Am trecut de la foarte slabă la ușor plinuță. Cu vârsta, nu? S-a întâmplat? Cu vârsta, exact. Cu vârsta, da. Și cu o anumită boală și mâncând foarte mult dulce. Și am constatat că, într-adevăr, punând opreliști, punând bariere, poți să renunți și la dulciuri și la anumite mese. Da, deci e o chestiune nu doar de disciplină, dar și de perseverență, pentru că probabil și voi ați simțit lucrul ăsta pe pielea voastră, este suficient să ne relaxăm o perioadă, fie că suntem în concediu, în vacanță, și să mâncăm mai des, sau că, iată, vine și o să vină iarna cu seriile mai lungi, este suficient să lăsăm garda jos și să ne încălcăm aceste bune obiceiuri și dintr-o dată parcă se trezește așa în interiorul nostru un crocodil înfometat
și din nou ne place să mâncăm de 3 ori, de 5 ori pe zi, să mai avem și o gustare. Deci lucrurile acestea, instinctele, nu ne părăsesc și nu se schimbă. Noi însă cu perseverență și disciplină reușim să punem ordine și să avem un tip de, aș spune, echilibru. Pentru că cel mai grav este, în momentul în care ne pierdem bunele obiceiuri, senzația aceea de vină pe care cu toții o cunoașteți, când simți că ești parcă posedat de mâncare și că nu mai ai putere să lupți cu ea, chestiunea aceea ne face rău și la stima de sine și la încrederea în noi. Haideți să nu mai dăm atâta de multă putere mâncării și să ne dăm seama că este doar o chestiune, că o lăsăm să își facă de cap când nu mai suntem cu ochii pe ea. Deci, așa cum un cățeluș trebuie dresat să aștepte seara, așteaptă, o să-ți dau, da, și să nu ceară supliment, așa și noi trebuie toate poftele și toată lăcomia din noi s-o disciplinăm. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Suntem aici în direct, 0372069599. Împreună cu voi, ascultătorii, vreau ca în seara asta să, iată, să distrugem mitul celor 3 mese plus 2 gustări și să ne dăm voie să mâncăm doar când ne este foame. Și atunci de nota 6-7. Îl avem alături de noi pe Cristi, ia să vedem. Cristi, tu de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara! Cristi? Dacă nu, Radu, pentru că în seara asta, iată, sunt mulți domni dornici să împărtășească cu noi obiceiurile alimentare. Radu, ești alături de noi? Sigur, bună seara! Bună seara, bine ai venit! Bine v-a găsit! Am încercat o dietă, propusă de o firmă, n-am să-i dau numele, 5 mese pe zi, 3 mese și 2 gustări. Am avut posibilitatea să aleg numărul de calorii, cantitatea de calorii zilnice și am ales 1000 de calorii. M-am simțit extraordinar, deci fără senzații de foame, fără pofte și așa mai departe. Într-o lună de zile am slăbit aproape 10 kg. Felicitări! După care mi-am făcut setul complet de analize, care a ieșit extraordinar. Felicitări! Adică colesterol... Felicitări! Poate... Și cât a trecut de la experiența asta? Câteva luni. Ok, și apoi ai rămas cu, să spun, cu obiceiuri bune după această experiență? În principiu, da. Uh-huh. Am ieșit un pic din tipar... într-o perioadă de vacanță prelungită. Exact. Iată, vacanțele sunt momentul în care ne destabilizăm. Ce vreau să-i spun lui Cristi și vouă, dragi ascultători, este faptul că aceleași 1000 de calorii, dacă le mâncați din mâncarea voastră obișnuită și nu trebuie să le numărăm. Când ne referim, mai ales în cazul unui bărbat, gândiți-vă că în cazul unui bărbat, o dietă cu 1000 de calorii este una extrem de restricționată. Adică bărbații au cam 2500 de calorii în medie necesarul zilnic, 1000 de calorii aș spune că e dietă de doamne, da? În această cifră nu intră mai mult de două mese principale cu un singur fel de mâncare, dar să știți că și dacă este ardei umplut, și dacă este ciorbă, și dacă sunt 3 farfurii de mâncare în zi, tot sub 1000 de calorii suntem și putem să facem să realizăm, iată, să avem succes și să pierdem câteva kilograme pe cântar și cu mâncarea noastră obișnuită. Mie mi-este foarte teamă de aceste programe care ne fac să credem că doar cu combinații sofisticate și doar respectând anumite ore putem avea succes. Ce se întâmplă după o astfel de experiență? Dacă durează mai mult și de obicei în cazul femeilor, bărbații nu au relație emoțională cu mâncarea, dar în cazul femeilor un astfel de program impus duce apoi la dispariția contactului cu propriile tale senzații alimentare. Nu mai știi când îți este foame, când te-ai săturat, nu mai știi să recunoști nevoile și poftele propriului tău corp și atunci
toată relația cu mâncarea se mută din zona corpului și a senzațiilor fizice în zona minții și a capului nostru, care trebuie de fiecare dată să spună el când ai voie să mănânci, ce și cât ai voie să mănânci. Ori această putere pe care mintea noastră o pune asupra relației cu mâncarea se numește restricție cognitivă. Este un fenomen care a fost definit de lumea medicală ca fiind dorința de a controla mental relația cu alimentele, lucru care este considerat, să spunem, de nedorit. De ce? Pentru că mintea obosește, iar când a obosit, efectiv facem dezastru în frigider. Deci, dragele mele, mai ales doamnelor, mă adresez, să nu credeți niciodată că relația cu mâncarea poate fi ținută prin luptă și voință, pentru că voința e un bun pe care îl irosim repede, iar mâncarea, avem nevoie de ea în fiecare zi a vieții noastre și la un moment dat, dacă obosim, o să o facem lată. Că tot vorbeam de doamne, o avem alături de noi pe Lăcrămioara. Draga mea, tu de câte ori mănânci într-o zi? Bună seara, eu de 3 ori pe zi. Și pot să vă spun că aproape la aceleași ore, deci între 7 dimineața și 9, micul dejun, pentru că eu am fost la internat la școală. Și acolo nu mănânci când vrei tu. Când m-am întâlnit la întâia și i-am zis doamnei educatoare că nu vreau să mănânc, că nu mi-e foame, dar aici nu ești la tine acasă, tu mănânci când e programul, altfel vei rămâne flămândă. Deci ați fost disciplinat. Alin, vă numiți, domnul Alin, dumneavoastră sunteți? Nu, Lăcrămioara. Lăcrămioara, doar că este o voce de domn. Am înțeles. Da, am vocea mai groasă eu. Am înțeles. Deci la pension, da. la internat ați învățat acest ritm al meselor și într-un fel vi s-a educat și senzația de foame. Adică ați învățat să vă fie foame la orele care trebuia, nu? Da, problema e că și în vacanțe, părinții tot la fel, chiar dacă se duc la câmp, că ești de la țară. Așa. Tot mâncam dimineața, înainte de a pleca, mâncam. Apoi, dășiți sau pe câmp, dar noi care rămâneam acasă, aveam pentru după amiază, chiar dacă era ciorbă sau, cum zice la noi, Moldova, chișleag sau brânză cu smântână, nu conta ce. Uh-huh. Dar totdeauna aveam dimineața la amiază și seara să mâncăm. Și aveați un fel de mâncare sau mai multe feluri de mâncare? De câte ori mâncați desert? Nu, câte un fel. Ați văzut. Și desert? Da, erau la prânz, erau două feluri. Întâi, doi și desert. Dar vreau să vă spun că eu, de exemplu, fiind de la țară, munceai mult și apoi când mă duceam la școală, zicea doamna educatoare, măi, te-au muncit ai tăi că ai slăbit, deci se cunoștea, făceam efort, mișcare. Asta cu viața la țară noi am pierdut-o și cu munca fizică. Într-adevăr, mișcarea, sportul, munca fizică sunt singurele elemente care ne ajută să cheltuim caloriile respective din mâncare și din cauza asta am văzut de-a lungul timpului câtă vreme omenirea nu a avut probleme de sedentarism și câtă vreme exista munca la câmp și munca fizică, nici probleme de obezitate n-am avut. Acum sunt doi factori mari și grav care ne amenință silueta. Pe de o parte, abundența de mâncare, însă culmea, nu mâncarea aceea gătită în casă, ci această mâncare industrializată, ultraprocesată, ambalată, care este, atenție, nu neapărat nesănătoasă, ci extrem de concentrată în calorii și fiind volumul mic, tu nici nu-ți dai seama cât de multe calorii ai înghițit. Iar pe de altă parte, toate aceste activități care au devenit intelectuale, nu fizice, și atunci unde să mai consumăm mâncarea? Deci ar trebui și cărțile de nutriție rescrise și spus acolo că omenirea fiind sedentară și mâncarea atât de concentrată în calorii, probabil că ar trebui prin recomandarea nutriționiștilor să ajungem cu toții la 2 mese în zi, iar apoi, pe măsură ce mai trec ani, probabil că și o masă în zi, dacă avem, trebuie să spunem bogdaproste, pentru că câteodată omenirea a avut perioade în care nici măcar atât nu exista. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Bună seara din nou, vă spun la 0372069599 puteți intra în direct și putem dezbate împreună subiectul din seara asta.
cum este corect să mâncăm, de 3 ori pe zi plus 2 gustări, de 2 ori o dată în zi, sau de ce să nu recunoaștem, există și persoane care de dragul siluetei au ajuns să nu nici măcar să mai mănânce în fiecare zi. Sunt domnișoare multe, chiar dacă ele nu recunosc, eu știu, care se hrănesc cu lichide, să zic așa, cu cafea, cu băuturi energizante, poate cu o supă cremă în timpul săptămânii și mănâncă doar în weekend. Deci nici nu vă vine să credeți, dragii mei, cât de la ce sacrificii trebuie să ajungem ca să ne păstrăm silueta și, pe de altă parte, cât de puțin îi trebuie corpului nostru ca să, iată, nu doar să supraviețuiască, dar ca să funcționeze. Am crezut an la rând că e normal să mâncăm trei feluri de mâncare la masă și trei mese în zi, poate chiar să avem desert în fiecare zi. Ei bine, lucrurile s-au schimbat și acum am devenit mai săraci din punct de vedere buget de calorii. Din cauza asta trebuie neapărat să readaptăm numărul de mese și volumul pe care îl consumăm de mâncare la nevoile astea reduse din prezent. Și apropo de sărit peste mese, că și ăsta este un mit pe care vreau să-l desființăm în seara asta, nu ne scade glicemia și nu ne îngrășăm mai tare dacă sărim peste mese. Relaxați-vă, nu se întâmplă nimic. Organismul nostru funcționează după niște legi și metabolism clar. Legile termodinamice nu pot fi schimbate și rescrise. Deci un număr de calorii consumat într-o zi este același, sau mă rog, rămâne același chiar dacă este consumat în trei mese, chiar dacă este într-o masă unică. Este adevărat, există o mică explicație apropo de mesele astea frecvente, este acel efect termic al alimentelor, care înseamnă o creștere de 5% a consumului metabolic după o masă. Însă de dragul acelui 5% tu să mănânci de 10 ori în zi, atenție, aceeași rație de calorii, deci să o împarți în 10 mese, este mult prea periculos, pentru că de câte ori intri în contact cu mâncarea, de atâtea ori există riscul să mănânci prea mult. Pe de altă parte, maturitatea alimentară, și asta recomandă medicii nutriționiști de mult timp și explică, înseamnă o pauză de 5-6 ore, o pauză alimentară completă între mese. Tocmai pentru ca apetitul să se potolească, metabolismul să ia o pauză, să terminăm de digerat masa anterioară, deci între 4 și 6 ore, în medie 5 ore între mese este un interval absolut decent și de bun simț, în care nu avem nevoie să mâncăm nici o alună, nici un covrigel, nici o migdală, nici nimic de ronțăit, tocmai ca să avem timpul necesar pentru a ajunge din nou la o senzație de foame de nota 7. Deci această recomandare cu 3 mese plus 2 gustări funcționează în cazul copiilor. Atenție, sunt foarte multe țări din Europa în care chiar și acest program a fost, să spunem, ușor regândit și se spune 3 mese principale și o gustare, iar cea de-a doua gustare, cea de ora 11, să fie opțională doar dacă copilul a efectuat o activitate fizică și are o senzație de foame clară. Altfel, nu ne apucăm să-i dăm copilului o gustare la ora 11 doar așa, pentru că scrie la carte. Nu-i îndopați pe copii, nu-i obligați să mănânce fără să le fie foame, pentru că este atât de ușor să ne îngrășăm și atât de greu să slăbim. Iar la capitolul grăsime și kilograme în plus în timpul copilăriei și al adolescenței, mai este o veste tristă. Odată ce s-au multiplicat celulele grase, adipoase, ele nu mai mor, deci nu vă lăsați copiii să pornească în viață cu un bagaj mare de celule adipoase, pentru că apoi va trebui ca toată viața să lupte cu ele ca să le țină goale de grăsime. Deci, cu cât suntem mai slăbănoci și mai nemâncăcioși în copilărie, știu,
mămicile care au astfel de copii sunt speriate, copilul e slăbănoc, vai de mine ce mă fac, bucurați-vă pentru că avem toată viața în față să ne îngrășăm și nu se întâmplă nimic. Din contră, acum a fi slab este considerat o virtute și un beneficiu, inclusiv asceza, că tot vorbeam de puține mese în zi, chiar sunt persoane care ridică înfometarea la rang de metodă anti-aging, suntem mai puțin bolnavi, ne menținem tinerețea când suntem mai slabi și ne e foame mai des. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. La Kaufland ai totul dintr-o singură oprire. Pentru